călătoritul te lasă fără cuvinte, apoi te transformă într-un povestitor. Văzând spectacolul naturii configurat din forme muntoase, vegetație și faună, îți dai seama cât de minunată este România. Pentru așa priveliște, merită să-ți faci timp pentru tine și familia ta măcar o dată pe lună. Explorează, vizitează, plimbă-te în natură, respiră aer curat, fă drumeții, privește cerul și împrejurimile. Astăzi te ducem într-o zonă despre care sigur ai auzit, dar care are ceva în plus, comuna Moieciu, din județul Brașov. Locația este așezată pe drumul către cheile Grădiștei și perspectiva este dublă, Piatra Craiului pe o parte, Bucegii pe altă parte și ochii văd gospodării ale oamenilor din zonă care trăiesc așa cum au făcut-o ei de mii de ani aici în această zonă. În ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult turismul rural din această zonă, un factor favorabil fiind și apropierea de Castelul Bran, aflat la o distanță de aproximativ 5 km, dar și alte atracții turistice apreciate de cei mari și cei mici. Atunci când te gândești să te deconectezi pentru câteva zile, la fel de importantă ca destinația este și cazarea pe care o alegi. Este o locație nouă, dar totuși cu o vechime și o apăsare. Se numește Brâncoveanu. O locație pe care am deschis-o mai mult pentru evenimente, dar nu numai. Este o locație în care fiecare dintre dumneavoastră poate veni să se relaxeze, să facă întâlniri cu familia și cu prietenii. Turiștii revin la Garden Resort în proporție de 70-80%. Turiștii nu sunt doar niște persoane care vin, se cazează și pleacă, sunt prietenii noștri. Asta este ceea ce vreau eu să implementez. M-aș vrea eu să fiu primită atunci când mă duc undeva. Nu vreau să mă trezesc de vreme, vreau să îmi beau cafeaua atunci când mă trezesc, chiar dacă este ora 12, chiar dacă este ora 1, vreau să mănânc ceea ce îmi place, vreau să mănânc cum îmi place și asta ofer și eu clienților. Găsesc o echipă care stă la dispoziția lor 24 din 24, găsesc suflet, casa lor departe de casă sau casa lor de la munte. Când pleci cu gândul la relaxare, confortul pe care îl vei aloca timpului de odihnă este prețios, astfel încât toate alegerile pe care le faci pe durata escapadei din cotidian să aibă efectul scontat. Până la urmă, vrei să te simți bine, chiar foarte bine. Atunci când vii la munte, te gândești că vii să stai într-un spațiu mare, să ai aer, să te poți desfășura. Dacă aș fi făcut niște camere mici, nu ai fi avut această senzație. Aproape toate camerele au balcon, ceea ce permite clientului să poată să ia aer și când nu este în spațiu comun sau nu, când nu este afară, când este în intimitatea lui. Avem trei apartamente care au jacuzzi, patru camere duble, două din ele au canapea extensibilă, două mai au un pat twin și 8 camere duble. Proprietatea dispune de locuri de parcare pentru toată capacitatea. Râul Turcu, afluent al râului Bârsa, trece prin spatele proprietății și se adaugă la liniștea și confortul pe care îl oferim.
Preparatele sunt atât tradiționale cât și internaționale. Acum depinde de ce vin clienții aici în locația noastră. Dacă vin doar să se relaxeze și să respire un aer curat, să se odihnească, atunci preferă preparatele tradiționale, să simtă că sunt la munte. Dacă vin să-și facă un eveniment, fie el privat sau corporate, cerințele sunt puțin mai variate și lucrăm pe preparate, pot să spun eu, deosebite pentru această zonă, bucătarul locației putând să dezvolte ceea ce el își dorește mai mult, niște preparate făcute cu atenție și pentru toate gusturile culinare. Avem atât sala de conferință, cât și restaurantul, care acum personalizăm în funcție de cerința evenimentului respectiv, pentru nunți, pentru botezuri, pentru așa. El se completează cu terasa, care are o capacitate de 30 de locuri, capacitatea restaurantului este de 60. Deci putem ajunge cam în jur, până în 100 de persoane la evenimente. Oricât de diferiți ar fi oamenii, confort, o curățenie impecabilă și, de ce să nu o zicem, câteva opțiuni de petrecere a timpului liber, caută toți. Iar atunci când gazda știe să le îmbine pe toate, turiștii ajung să se simtă așa cum și-au dorit sau poate cum nu și-au închipuit. Atât de bine încât ar vrea să-și prelungească sejurul. Pentru familiile care vin cu copii și chiar vor să se odihnească, copiii pot să joace basket, pot folosi trambulina, iar pentru cei mici, foarte multe jucării, biciclete, trotinete, mașinuțe, cărucior cu păpușele, pentru a putea să-și umple timpul și a se relaxa. Petrecerea timpului liber este o preocupare a turiștilor, pentru care unele gazde au rezolvare. Este și exemplul Despinei, gazda noastră, care ne-a pregătit un program încărcat la care nu ne-am așteptat, dar pentru care am avut echipament adecvat, parcă anticipând pe unde ne vor duce pașii. Putem organiza în zilele pe care le vor petrece la noi atât plimbări cu căruța, cu calul, plimbări la stână, excursii, le asigurăm și transportul, deci nu trebuie să vină neapărat cu mașina, ori un tur al mănăstirilor din zonă, ori un tur al peșterilor. Începem cu peștera Dâmbovicioara, ne întoarcem prin ciocanul Șirnea, care este un loc extraordinar, un loc care nu este prea bătut de turiști, care arată exact Țara Bârsei și ceea ce oferă ea. Pe urmă mergem la peștera Liliecilor, trecem spre Măgura, mergem în colții Zărneștiului, ne întoarcem și vedem rezervația de urși de la Zărnești, după care în Râșnov, cetatea Râșnov când se va deschide și peștera Valea Cetății. Deci acestea ar fi niște excursii pe care le putem organiza. Aici se mai poate face o excursie spre Tiroliană, este tot la peștera. La plecare îi mulțumesc gazdelor, în primul rând. Pentru majoritatea reușim să împlinim ceea ce își doresc. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, dacă v-am convins prin vorbe, sper să ne fiți clienți și la sfârșit să devenim prieteni.